Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Ioana Maria Moldovan, bun găsit la Focus. Iată care sunt cele mai importante știri ale zilei. 9 oameni au ajuns la spital după ce șoferul unui microbus plin a intrat într-un sân giratoriu fără să se asigure. Tone de pește stricat erau pe cale să ajungă în farfuriile românilor. Și 11 rachete balistice au fost lansate de armata chineză în apropiere de Taiwan într-un exercițiu militar fără precedent. În această seară, 10 adulți și un copil au ajuns la spital în urma unui accident petrecut la Târgu Mureș. Șoferul unui microbus care transporta oameni din Ungaria nu a acordat prioritate și s-a izbit violent cu un autoturism. La fața locului au ajuns mai multe ambulanțe smurt. Din fericire, nicio persoană nu a fost încarcerată. Și imagini șocante vin de la Iași. 9 oameni au ajuns la spital în stare gravă în urma unui cumplit accident. Șoferul unui microbus plin cu călători a intrat într-un sens giratoriu fără să se asigure și a izbit în plin camioneta. Vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Accidentul a avut loc puțin după ora 6 pe DN28, supranumit și drumul morții din județul Iași. Camerele de supraveghere montate la intrarea în localitatea Lețcani au surprins impactul. Pe imagini se vede cum șoferul microbuzului, plin cu pasageri din Republica Moldova, face mai multe greșeli în doar câțiva metri. Prima dintre ele nu încetinește la intrarea în sensul giratoriu și nu se asigură. A doua greșeală, nu păstrează banda de mers și traversează sensul giratoriu fără să țină cont de marcaje, probabil din cauza vitezei. A treia greșeală și cea mai gravă, nu acordă prioritate camionetei care era deja în giratoriu. A fost și momentul impactului devastator. Cele trei greșeli făcute de șoferul microbuzului au dus la spitalizarea de urgență a 9 oameni. Însă, când au ajuns la fața locului, echipajele ISU au găsit 13 victime. La sosirea echipajelor de intervenție, victimele erau ieșite din autovehicule. A fost acordat prim ajutor medical la 9 persoane din 13. Cei 9 răniți au fost preluați de echipajele de la Zmurd la 2 spitale din Iași. 4 se află în unitatea primire urgențe a Spitalului Sfântul Spiridon. Sunt persoane de vârstă tânără, 2 de 18 ani și ceilalți 20 și 40 de ani. Unul dintre tineri a fost deja diagnosticat cu un abdomen acut chirurgical, cu afectarea splinei și este în sala de operație la clinica chirurgicală de gardă pentru intervenție. Printre victime se află și un adolescent de 16 ani cu multiple traumatisme. Pacientul prezintă contuzie membru inferior, contuzie toraco-abdominală, este stabil hemodinamic, conștient, va fi internat pe secția de chirurgie, unde va fi monitorizat și eventual se va decide dacă se impune o intervenție chirurgicală. Polițiștii ajunși la fața locului au început imediat cercetările. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatele fiind negative. În urma accidentului, autoritățile au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Urmează acum atât șoferii, cât și martorii să fie chemați la audieri. Dosarul a fost preluat de parchetul de pe lângă judecătoria din Iași. În urmă cu 2 zile, la mai puțin de 1 kilometru distanță, a avut loc un alt accident rutier în urma căruia un om a murit, iar alți 8 au ajuns în stare gravă la spital. Mai mulți polițiști s-au chinuit astăzi să încătușeze un bărbat aflat în stare de ebrietate care suna fără motiv la 112. Vedem imagini demne de filmele de comedie imediat în jurnal. A petrecut după gratii 23 de ani. Avea o sentință de 99 pentru că în anii 90 au omorât 6 oameni. A fost eliberat pentru bună purtare și acum se află la mare pe banii noștri ai cetățenilor. Este povestea lui Marius Ciampar, care după eliberare s-a angajat la firma de salubrizare, iar primăria l-a trimis în concediu. Senzația de eliberare după atâția ani este foarte mare. Uite și acum mi se zbârlește carnea pe mine. Acestea sunt declarațiile lui Marius Ciampar la puțin timp după eliberare.
În închisoare avea statutul de viețaș și îi spășea o pedeapsă de 99 de ani pentru 6 crime. Doi judecători au decis să îl elibereze condiționat în anul 2020. Atunci s-a întors în comuna Balotești din Ilfov, acolo unde a copilărit și s-a angajat la firma de salubrizare. Locuiește într-un apartament, iar chiria este plătită de primărie și a primit șansa să plece o zi la mare alături de consătenii lui, pe banii din bugetul local. Vis-a-vis de Marius Ceampar, de deplasarea lui, consider că atâta timp cât nu are nicio interdicție de a părăsi localitatea sau de a anunța unul alt organ al statului de lipsa lui, da, din localitate, nu aveam niciun drept să îngrădim această deplasare. Pentru fiecare om care pleacă în aceste excursii, primăria din Balotești plătește câte 15 lei. La fel s-a întâmplat și cu Marius Ceampar. Masa și băutura nu sunt incluse. Doar oamenii care locuiesc în Balotești beneficiază de aceste servicii. Din primele zile ale eliberării, lucrează la compania de salubrizare în comună, prestând muncile specifice salubrizării, măturat stradal, adunatul hârtiilor pe domeniul public. Este o șansă la reintegrare ce a fost oferită celui care a omorât 6 oameni și a ispășit o pedeapsă de 23 de ani și o lună de închisoare. Există posibilitatea ca o persoană într-o astfel de situație să ia o decizie radicală. Însă, real vorbind, cred că șansele sunt foarte mici. Pentru că, în general, o persoană care a repetat crimă înseamnă că are în fundal o problemă psihică nerezolvată. Sunt oameni deci ăștia foarte, foarte sensibili, foarte delicați și foarte ranchinoși și foarte suspicioși și dacă le spui ceva, du-te mai acolo, se enervează. Știți care e statutul unui viețaș care are 99 de ani de pușcărie acolo? Păi este respectat. Nimeni nu îl deranjează. Și dacă nu l-a deranjat, nimeni nu l-a provocat nimeni, el s-a comportat ok. Marius Ceampar a depus mai multe întâmpinări la instanță după ce îi spășise 20 de ani de închisoare. A menționat că a avut un comportament exemplar, iar Comisia de Disciplină de la Penitenciar a confirmat. Așa că verdictul a fost dat, eliberarea din penitenciar cu 66 de ani mai devreme. Experții criminaliști care au lucrat pe parcursul anilor la cazul lui Marius Ceampar spun că acesta are un profil psihologic foarte complex. A existat o situație care i-a șocat în urmă cu mai mulți ani, când bărbatul încă se afla în penitenciar, a fost scos pentru o serie de audieri, iar în fața anchetatorilor a scos de sub limbă o lamă și le-a spus că el nu dorește să mai facă rău nimănui, însă toți trebuie să fie conștienți de faptul că încă este un om periculos. Îl așteaptă acum. Poate să umple picătura, să răbufnească și nu știi ce o să mai facă. Dar nu trebuie să-l provocăm, trebuie să-l înțelege. Marius Ceampar nu a negat niciodată crimele comise și chiar a oferit detalii înfiorătoare anchetatorilor și magistraților. Pește stricat, ținut în mizerie și un miros de nedescris. Asta urma să ajungă în farfurile românilor și nu vorbim despre câteva kilograme, ci despre tone. Inspectorii Autorității pentru Protecția Consumatorilor au făcut controle la mai mulți distribuitori și importatori de produse din pește, din București și Ilfov. Amenzile au fost pe măsură peste 30.000 de lei. Pește alterat într-o stare de degradare acută urma să ajungă în galantare pentru a fi vândut. Iar aceste imagini sunt cu o mică parte din ceea ce au găsit inspectorii ANPC în 9 depozite din București și din Ilfov. Cele mai multe dintre cutiile în care se aflau produsele din pește erau ținute în căldură. Gheața care ar fi trebuit să fie în frigidere era împrăștiată pe jos, iar podelele erau pline de mizerie și gunoaie. Pentru toate neregulile găsite, au fost date amenzi în valoare de 35.000 de lei. Am depistat cantități de pește în neregulă, după cum ați văzut. Tragicomic este că amenziile aplicate de acestea, în opinia mea, sunt mult mai mici. Atragem încă o dată atenția asupra zonelor din care apar astfel de produse. Ar trebui mult mai bine evaluate de către colegii din toate structurile. De asemenea, într-un lot de 2 tone de ton roșu din Vietnam, au fost descoperite valori foarte mari de cadmiu, un metal extrem de periculos care, dacă este ingerat în cantități mai mari, poate produce blocaj renal. A fost protecția consumatorului. Ne-au dat niște pastiri, atunci mă gândesc că era un șalou care avea vieri. L-am aruncat, da, sigur că da, nu se putea. Da,
Nu mi-am dat seama atunci că este stricat. Nepăsarea, cred eu, nu se poate, adică așa l-aduc din străinătate sau de unde l-aduc și se strică aici. Lumea nu știe ce e prima dată. Oamenii nu se uită la ce cumpără neapărat. După aia se trezesc când se îmbolnăvesc. Peștele nu este singurul aliment periculos care ar fi putut ajunge oricând pe mesele oamenilor. În ultima perioadă, inspectorii ANPC au descoperit pe rafturile magazinelor, dar și în depozite, carne alterată, dulciuri expirate, fructe, dar și ouă stricate. Pentru acestea și nu numai, de la începutul anului, ANPC a dat amenzi în valoare de 109 milioane de lei. Pentru a eficientiza activitatea, ANPC a cumpărat 50 de bodycam-uri pentru inspectorii din teren. Vor fi purtate obligatoriu de către comisarii prezenți pe teren, vor fi pornite înainte de a intra la operatorul economic, vor fi obligatoriu păstrate în funcțiune până la terminarea acțiunii de control. Pe de o parte, imaginile captate de aceste camere se constituie probă în anchetele deschise. Pe de altă parte, sunt și o modalitate prin care inspectorii sunt mai atent monitorizați. Seceta încă ne afectează serios, a fost doar o zi cu ploaie în 3 luni, ceva istoric și devastator pentru agricultori. În multe zone din țară, culturile sunt compromise, apă pentru irigație nu există și chiar cea potabilă vine cu porția. De disperare, oamenii și-au construit în curți fântâni, dar nivelul apei a scăzut enorm și acolo. Bine să ne uitați cum sunt vieșurile. Uscate. Uscate. Nici o șansă să-și mai revină. Nu, își mai revine cu toată apa care am băgat-o. Doamna Dumitra are mulți ani de viață, dar așa secetă rar a prins. Sătulă să vadă cum toată recolta din grădină se usucă, a decis să construiască o fântână. Speră să salveze măcar roșiile. Nu avem nici la canal, nicăieri. Ați mai prins secetă atât de rea? Parcă nu. Eu am 50 de ani căsnicie și n-am văzut așa. Să usuc și popșoie pe câmp, grădină, nic. Nimic. Și de disperare ați făcut fântâna, da. În comună și primăria forează 2 puțuri. Asta după ce luni întregi apa a fost raționalizată. Dacă n-am avut nici de băut, ce Dumnezeu, deci de la vecini am luat, de aici. Deci n-ați avut nici de băut? Nu. Cât timp? Păi cam 2 luni. Secet așa ați mai văzut în alți ani? N-am văzut, 2 ani cu totul și-a fost soleac de porumb. N-a noi să nu nimic. Nimic, știi ce înseamnă? Nimic. În fântânile deja construite, apa a scăzut. Mare un tub de apă, avea 3 tuburi avea de apă, tubul are 1,10 cm de înalt. Deci vreo 2 metri și ceva. 2 metri și ceva a scăzut. Nici nu e de mirare, având în vedere că în ultimele 3 luni în Cudalbi a plouat doar o dată, iar cantitatea de apă căzută a fost mică. La Cudalbi n-a plouat din primăvară până pe 29 iulie, când a plouat la Cudalbi doar sporadic pe unele porțiuni, în cantitate de 10-12 litri pe metru pătrat. Ca pământul să-și revină la normal, la umiditatea normală din sol, deci deficitul este, cred că, peste 400 de litri pe metru pătrat. După câte vedeți și dumneavoastră, sunt uscate, sunt compromise în totalitate. Ne este imposibil de a ara terenurile. 50 de hectare de porumb sunt compromise 100%. Fermierii au pierdut tot, iar acum trebuie să se împrumute ca să aibă de unde plăti arendele. La o pierdere de 100% și nu avem ce să mai facem. Și nici animalele nu pot consuma. Pierderi mari sunt și la recoltele de floarea soarelui și struguri. Am recoltat câțiva struguri, deci doar numai pelița și cu sâmburii. În rest nu are nimic, nu... Nu are zeamă. Trebuia să fie struguri mari, să fie boabă. Strugurii asta. Aceștia mai pot fi salvați? Nu, mai pot fi salvați. În tot acest timp, ministrul Daia, prezent la Ziua Porumbului, în Fundulea, ține discursuri. Mă gândesc că la misiunea mea ca ministru, dar la misiunea fiecăruia dintre dumneavoastră, având de vedere faptul că sunteți părțile componente ale unui întreg, schimbările climatice sunt o realitate și nu o ficțiune. N-am vrut să-l înțelegem sau le-am ocolit prin exercițiul meseriei. A intervenit uitarea sau, în același timp, confortul de a spune merge și așa. Suprafața totală afectată de secetă în România se ridică la aproape 215.000 de hectare, iar veștile rele nu contenesc. Până duminică se anunță 38 de grade la umbră.
A fost desfășurare de forță la Orăștie. Mai mulți polițiști s-au chinuit de-a dreptul să încătușeze un bărbat în stare de ebrietate care suna fără motiv la 112. N-a fost o misiune ușoară chiar deloc. Trecătorii s-au adunat ca la spectacol și au filmat momentul. În imagini se vede cum cei 5 agenți de poliție sunt puși în dificultate de cel pe care avea o misiune să-l rețină și să-l conducă la secție. Le-a luat 10 minute să-l bage în mașină pe individul aflat evident într-o stare avansată de ebrietate. Oamenii din vecinătate au filmat tot momentul hilar. Revoltați, i-au apostrofat și ei pe polițiști. Imaginile neputinței forțelor de ordine au ajuns rapid pe rețelele sociale. Filmează, că și noi am filmat! Și noi am filmat! Și noi am filmat! Că i-au rupit figură! Și noi am filmat! Da, 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 și noi am filmat! Că venim, n-au făcut crimă! N-au omorât pe nimeni! N-au dat în cap la nimeni! Polițiștii susțin că doar și-au făcut meseria. A verificărilor efectuate au stabilit că bărbatul în cauză a apelat acest serviciu 112 fără motiv întemeiat, întrucât în aspectele sesizate de dumnealui nu existau suspiciuni de comitere a unor fapte de natură penală sau contravențională. În aceeași dată, la ora 17:40, bărbatul în vârstă de 49 de ani a apelat din nou Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 cu privire la faptul că pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Orăștie s-ar fi iscat un scandal. Acum oamenii legii îi caută pe cei care au adus injurii agenților aflați în misiune. De cealaltă parte, individul de la care a pornit scandalul s-a ales cu două amenzi în valoare totală de 1200 de lei, una pentru apelurile abuzive la 112 și cealaltă pentru tulburarea liniștii publice. După ce UiPet a devenit primul unicorn românesc și a atins o capitalizare de peste 11 miliarde de dolari pe bursa americană, o nouă companie locală ar putea face pasul spre liga mare a industriei de IT. CryptoData, un jucător specializat în soluții în tehnologii de securitate informatică, a lansat o aplicație care își dorește să rivalizeze cu WhatsApp și Telegram. Whisper este numele ei și are deja 1 milion de utilizatori la nivel mondial. Aplicații ca WhatsApp sau Telegram sau Messenger au sute de milioane de utilizatori. Au devenit o prezență obișnuită în viața oricărui posesor de telefon. Însă pe această piață, care pare acaparată de greii industriei, își face simțită prezența și o companie românească. Whisper, aplicația dezvoltată de aceștia, vine cu ceva în plus. Cu succes facem față și cu succes putem deveni o alternativă la aceste aplicații pe care deja le cunoaștem cu toții. Arhitectura noastră se bazează pe niște chei de criptare generate folosind o rețea blockchain și astfel putem conecta două sau mai multe terminale într-o transmisiune de date, într-o comunicație, într-un transfer de date, fără a ne mai baza pe un server. Practic, odată instalată aplicația, utilizatorul are garanția deplină că mesajele sale nu sunt accesate și stocate de terți. Nimeni nu are acces la datele personale ale celui care folosește Whisper. Tehnologia pe care sunt bazate genul acesta de aplicații, tehnologia blockchain, care este folosită și la criptomonede, este într-adevăr o tehnologie foarte sigură. Tinerii, mereu în pas cu noile tendințe în IT, sunt principala țintă a viitorului unicorn made in România. Mulți au deja îndoieli cu privire la securitatea datelor când vine vorba de aplicațiile deja existente în piață. Nu cred că sunt chiar atât de sigure cu datele, dar tot trebuie să le folosesc, ca că sunt o necesitate. Sunt niște conversații, nu de parcă e o problemă dacă cineva îți fură datele. Dar da, dacă e genul aplicații prin care să transferi bani sau așa, da. Și tocmai acest lucru își propune să ofere aplicația românească. Transferuri financiare realizate în deplină siguranță. Softul este deja gata. Implementarea depinde însă de avizul Băncii Naționale. O aplicație tip chat. O aplicație tip chat în care am și portofel și pot efectua microplăți la diversi comercianți. Bineînțeles, se pot face și microtransacții între utilizatori.
Specialiștii întrebă deja potențialul lui Spar. Pot doar să bănuiesc, să spun așa, că va avea mai mult succes la cei care se învârt în această lume a criptomonedelor și a tranzacțiilor cripto. Nu știu dacă putem convinge pe foarte multă lume să renunțe la WhatsApp sau dacă chiar ar trebui să renunțe la WhatsApp. Cu siguranță trebuie să rămână mult mai mult timp pe piață și să dovedească că într-adevăr este așa de sigură. Rămâne acum doar ca piața să valideze inovația românească. Creatorii aplicației sunt extrem de optimiști. Credem că la sfârșitul anului viitor, de altfel, Whisper poate fi un unicorn la bursa din New York. În prezent, Whisper are peste 1 milion de utilizatori. Cei mai mulți sunt din Statele Unite ale Americii și Canada. Ținta celor de la CryptoData este ca până la anul, numărul acestora să treacă de 7 milioane. Un grup de tineri a dus distracția la alt nivel pe litoral. Au devastat un apartament din Mamaia și au filmat evident toată grozăvia. N-a fost suficient. Au postat imaginile pe o rețea socială și așa a aflat și proprietarul că are casa distrusă. S-a dus într-un suflet să vadă ce mai poate fi salvat. Apartament la decazare în Mamaia. Aici cum tur. Șapte tineri care au închiriat pentru weekend un apartament din Mamaia Nord sunt autorii dezastrului din imagini. Mândri de ispravă, băieții filmează totul. Mese și scaune rupte, mizerie pe pereți, mobilier și lenjerii pătate de băuturi. Lucrurile nu s-au oprit aici. Au dorit să împărtășească cele făcute pe o rețea socială. Printre urmăritori s-a numărat și proprietarul locuinței. Și câte nopți au stat? 3 nopți. Totul era un dezastru. Toate erau camerele. Da. Îngrozit de cele văzute, bărbatul a chemat poliția. Din păcate, agenții nu i-au fost de mare ajutor. A urmat o discuție în care eu eram pisica neagră până la urmă, pentru că vreau să intru în apartament să constat ce am văzut pe filmare și să văd să nu fie mai rău de atât. Turiștii au spus, domnule, noi nu vă permitem să intrați. Poliția le-a confirmat că au dreptul să nu ne primească în apartament. Așa că oamenii legii s-au mulțumit să-l roage să se liniștească și să se calmeze. Două canapele rupte, o mizerie de nedescris. Scaunele cu fundul în sus, totul aici prosoape pe jos, totul aruncat, deci un dezastru incredibil. Tinerii petrecăreți au plecat a doua zi. Au făcut curățenie, iar singura urmă a dezastrului filmat de ei a rămas canapeaua ruptă. Scafandrii de luptă din Constanța au avut astăzi o misiune dificilă. O mină marină veche din al doilea război mondial, rămasă neexplodată, a fost descoperită pe fundul Mării Negre. Un singur pas dificil ar fi dus la o tragedie. În largul mării zace un baraj de mine vechi de zeci de ani, întins pe câțiva kilometri de-a lungul litoralului românesc. Au fost plantate în 1940, în cel de-al doilea război mondial. Marina Militară Română de atunci a amplasat un baraj de mine pentru apărarea Constanței. Ele au rămas. Minele sunt ucigașii tăcuței mărilor. Sunt încărcături explozive uriașe amplasate sub apă, care detonează la cea mai mică atingere. Deflagrația este devastatoare pentru orice navă militară sau civilă. Iar în prezent, Marea Neagră e un poligon de antrenament în care românii, bulgarii și alte națiuni aliate cooperează când vine vorba de explozivi navali. La 16 km în largul mării, echipa de scafandri e lansată de pe nava mamă. Mina marină e la 45 de metri adâncime și cântărește 300 de kilograme. Ea era acoperită de vegetație, vă dați seama, de 80 de ani de când stă în apă, era acoperită de vegetație și cu scoică foarte multă, însă forma ei, iar efectul exploziei care a fost după ce am detonat-o, ne-au confirmat că aceasta era în stare de funcționare. Geniștii subacvatici au coborât pe fundul apei și au pregătit explozia. Avem comunicații, încălzire de apă caldă, comunicații video și proiector față de un costum autonom. Continuăm coborârea. 10 meters. Numai echipamentul de scufundare poate ajunge la o greutate de 50 de kilograme. La 45 de metri adâncime, corpul scafandrului suportă o presiune de 5 atmosfere. Gazele pe care le respiră sunt în sângele lui ai doma unei sticle de șampanii. Dacă ar ieși rapid la suprafață, la presiunea normală, efectul ar fi al celui dop de șampanie care țâșnește imediat.
Ieșirea din adâncuri se desfășoară întotdeauna lent. Scafandrii trebuie să fie cu ochii în patru. Marea Neagră chiar e neagră. În zilele ei bune, în adâncuri vizibilitatea nu depășește 5 metri. Ororile continuă în Ucraina. Rușii au bombardat o stație de autobuz din Donetsk, iar 8 persoane au murit și 4 au fost rănite, printre ei și copii. O nouă dovadă că Rusia trebuie declarată stat terorist, spun autoritățile ucrainene. Tot acest timp, Ucraina încearcă să găsească și să salveze 5.000 de copii dispăruți în zonele deja ocupate. Acestea sunt imaginile surprinse după doar câteva secunde de la atacul din orașul Toretsk din estul Ucrainei. O stație de autobuz în care erau oameni a fost bombardată. Victime, copii și civili ucraineni. Precizările au venit din partea autorităților locale ucrainene, iar șeful de cabinet al președintelui Volodymyr Zelensky a catalogat bombardamentul drept un alt act terorist comis de armata lui Putin. În Ucraina, copiii care nu sunt uciși sunt deportați din teritoriile ocupate de ruși. Those children were deported and taken forcefully from the territory of Ukraine. Este cazul lui Sasha, în vârstă de 11 ani, separat de familia lui în spitalul din Mariupol în urmă cu câteva luni. Între timp, ucrainenii contraatacă cu ajutorul rachetelor HIMARS, recuceresc chiar localități mai mici în sudul țării. Și sunt locuri în care geniștii ucrainieni intervin într-un mod inedit pentru a evita noi victime. Ножки-то отрывает, блядь, вот эта хуйня. Unele dintre minele lăsate de ruși în urma lor sunt din categoria celor interzise la nivel mondial. În Pribegia, în care au pornit, mulți ucraineni au găsit adăpost în păduri. Stau în condiții inumane, iar apă iau din pârâile formate. Organizația Națiunilor Unite a anunțat că va trimite o misiune în Ucraina pentru a ancheta atacul asupra închisorii Olenivka de săptămâna trecută, unde cel puțin 50 de prizonieri de război au fost uciși. And we hope to have all the facilities from both sides for access and for the obtention of all data that is necessary to be able to clarify the truth about what has happened. În tot acest timp, termenii de încheiere a păcii sunt îndepărtați. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky spune că ar dori să aibă o convorbire cu liderul chinez pentru a contribui la încheierea războiului. Я би хотів, щоб Китай долучився до об'єднаної світової позиції щодо тиранії Росії проти України. Я б хотів. Зараз це не відбулось. Китай стоїть осторонь. На сьогодні Китай балансує і Zelensky mai spune că multitudinea de conflicte de la nivel global arată că arhitectura globală de securitate nu a funcționat. Exercițiu militar fără precedent în apropierea coastelor taiwaneze. 11 rachete balistice au fost lansate doar în ultimele ore. Analiștii îl văd drept o reacție a Partidului Comunist la vizita înaltului oficial american Nancy Pelosi în Taipei. Gestul Chinei echivalează cu o veritabilă blocadă. Deja 10 de zboruri au fost anulate și vorbim despre cele comerciale. Rachetele balistice chinezești Dongfeng au brăzdat cerul strâmtorii care desparte China continentală de Taiwan. Două dintre exercițiile militare ale armatei Beijingului au avut loc la numai 16 km de litoralul insulei. Navele puteau fi observate de la țărm. Postura belicoasă a Chinei nu s-a rezumat la parada navală. Avioane militare de ultimă generație au trecut linia de demarcație dintre cele două state. Ministrul apărării din Taiwan a ordonat punerea în alertă a sistemelor de apărare antiaeriană. Oficialii chinezi au considerat drept sfidătoare vizita în Taiwan a președintelui Congresului American. Beijingul anunță că reunificarea provinciei secesioniste este doar o chestiune de timp. Je suis sûr que à ce temps-là, la population de Taïwan deviendra encore quoi, favorable à la réunification, deviendront encore patriotes. Sous la menace? Pas sous la menace, avec l'éducation. Pe plan internațional, Rusia nu ratează ocazia de a se poziționa ferm de partea Chinei. Вокруг Тайваня, собственно, она искусно спровоцирована. Мы с вами прекрасно понимаем и отдаем себе отчет, кем она была спровоцирована. Визитом
Situația complicată a Taiwanului este moștenirea războiului civil chinez, în urma căruia s-a instaurat dictatura Partidului Comunist. Opozanții regimului s-au refugiat în 1949 în insula aflată la câteva zeci de kilometri de China continentală și au format un stat independent. Mulțumim, Maria, pentru aceste informații și mergem acum direct la Cluj. Acolo a început Antol, cel mai așteptat festival de muzică electronică din România. Organizatorii promit o ediție istorică și au deschis larg porțile. Sute de mii de oameni sunt așteptați. Povestea Antold a ajuns la cel de-al șaptelea capitol, iar anul acesta organizatorii promit o ediție incendiară. În urmă cu câteva ore, festivalul Antold și-a deschis porțile pentru a șaptea oară, iar festivalierii continuă să vină aici, unde pentru 4 zile și 4 nopți se vor bucura de cei peste 200 de artiști la cele 8 scene din festival. Forțele de ordine sunt prezente și pregătite să asigure siguranță participanților. Pe toată durata festivalului, peste 230 de jandarmi se vor asigura, alături de colegii din cadrul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, că participanții vor fi în siguranță. Zilnic, peste 400 de polițiști din cadrul structurilor de ordine publică, investigații criminale, rutieră, investigarea criminalității economice, prevenire, acțiuni speciale și arme și substanțe periculoase vor asigura o prezență vizibilă, atât în cadrul festivalului, cât și în proximitatea acestuia. Această familie a venit din Franța, special pentru festival. Sunteți prima dată la festival aici, la Cluj? Pentru prima dată, da. Dar unde locuiți acum? La Toulouse, în Franța. Și cum e acum în România? Cum vi se pare din nou în țară? Bine, bine, îmi place și festivalul este bine organizat. Orașul este frumos. Înainte locuiați în Cluj? Da, în Cluj. Hi, we just saw your flag. Where are you from? Yeah, we're from France. It's your first time here at Antold? Yeah, first time, yeah. And how do you expect to be this edition? It's because I come here for the first time in Romania and the family of my girlfriend just invites my... comment in invité? She invited me. Yeah, she invited me, so I'm here for the first time, yeah. Do you have a favorite artist? Yeah, David Guetta. Și pentru ca experiența să fie una memorabilă, organizatorii au pus la punct locuri special amenajate pentru cele mai instagramabile fotografii. Și în ediția de anul acesta, organizatorii au amenajat diferite locuri de acest gen, unde oamenii își pot realiza binecunoscutele fotografii de festival. Lumea începe să vină, dar e super, cred că o să fie superb. Oricum, e mai cald decât anul trecut, că e în august. Și acum așteptăm să vedem. Sper să fie totul bine și să fie distracție. Avem copaci, Forest King, Forest Queen, Nymph Forest, eu sunt Fairy Queen. Și tu ce știi să faci? Ia, arată-ne! Distracția începe în mai puțin de o oră. Pe scena principală vor concerta, printre alții, Irina Rimes și surorile Oșoianu. Și de la Cluj ne întoarcem, evident, în capitală. Georgia Pietreanu e gata să ne ofere cele mai importante informații despre vreme, mai ales că la festival vrem să știm cum e vremea. Bună seara, Georgia! Bună seara, Ioana! Bun găsit tuturor! M-am uitat ceva mai devreme. La această oră sunt 25 de grade la Cluj. Au parte clujenii și nu numai, cei care au venit și din alte părți, din alte zone ale României, să vadă festivalul de vreme frumoasă. Cum am spus și acum câteva zile, în schimb, sudul și vestul țării de astăzi și până duminică la ora 21 se află sub cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, iar meteorologii anunță că și începutul de săptămână va fi așa, cu stres termic ridicat. Dar haideți să vă dau mai multe detalii după generic. Valul de căldură se extinde și persistă în vestul și sudul țării. Maximele se vor apropia de 38 de grade în următoarele zile. Revin cu detalii mai târziu, până atunci și să merge pe continent. Vremea va fi instabilă în partea central-vestică, în nord-vestul peninsulei iberice, în zonele de lângă munții Alpi și în cele situate între Alpi și Pirinei. Ce înseamnă această instabilitate a vremii? Vor fi perioade cu averse locale, ele pot fi și torențiale, însoțite de tunete și fulgere, iar pe suprafețe mici și vacă de grindină și se vor forma vijelii.
Să știți că și în nordul Europei sunt așteptate ploi și față de ziua de astăzi, mâine vremea va fi călduroasă în sud și centru, iar la orele amiezii se va instala canicula. În țara noastră va fi din ce în ce mai cald în sud-vest și vest, mâine va fi caniculă, stresul termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cer senin în cea mai mare parte a României, excepție face jumătatea de est. Acolo se va nora după amiaza și seara și vor fi averse slabe. Temperaturile maxime, iată, se vor situa între 28 și 37 de grade. În capitală urmează 3 zile la limita caniculei. Mâine, sâmbătă și duminică, iată, maxima va ajunge la amiază spre 34 de grade. Mâine organismul nostru va resimți căldura sufocantă și chiar dacă se va nora după amiaza, nu sunt anunțate ploi. Sâmbătă, în schimb, s-ar putea să cadă puțină ploaie după amiaza și seara, dar nu suficient cât să ne mai răcorim puțin. Duminică va persista valul de căldură, cerul va fi senin până spre după amiază, când vor apărea și câțiva nori pe cer, însă acești nori, să știți că nu vor aduce ploaie. La munte vremea va fi în general frumoasă, se mai încălzește, va ploa foarte puțin prin estul meridionalilor și în Carpații Orientali, la Sinaia și la Păltiniș, iată, vor fi în jur de 22 de grade, iar la stâna de vale 25. Pe litoral, cal și frumos, dar atât mâine cât și în weekend, să știți că există posibilitatea să apară averse cu tunete și fulgere și vântul să aibă intensificări trecătoare pe parcursul zilei. Mâine maximele se vor situa între 27 și 29 de grade, iar până duminică valorile termice vor urca până spre 30 de grade. 28 de grade, iată, mâine la Mamaia, la Costinești și Vama Veche. Mă opresc aici cu informațiile despre vreme. Ne revedem mâine seară la Focus 18. Să aveți o noapte bună! Georgia, mulțumim pentru aceste informații. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Vă doresc o noapte liniștită, aveți grijă de voi!